Florentin Matei a debutat cu gol în tricoul Astrei. A deschis scorul în amicalul cu Karmiotissa, o echipă din Liga a doua cipriotă. Tot în a doua repriză a marcat și Andrei Radu, iar giurgiuvenii s-au impus cu 2-0. În primul amical susținut de Astra în cantonamentul din Cipru, Iordănescu a folosit toți jucătorii pe care i-are la dispoziție. Mi-am dorit foarte mult să revin acasă, sunt plecat de 7 ani. Este un grup foarte frumos aici la Astra, m-am acomodat din prima zi, e normal, sunt români de-ai mei. Astra va mai disputa 4 meciuri de pregătire cu 3 adversare din prima ligă poloneză și una din prima ligă cipriotă. Giurgiuvenii au încheiat anul pe locul 4, primul meci oficial din 2018 va fi pe terenul campioanei Viitorul. Obiectivul principal este să intrăm în play-off și apoi vedem.